Timp de două zile consecutiv, numărul oamenilor din Botoșani diagnosticați de COVID-19 a fost sub 100, iar incidența continuă să rămână sub 6 la 1000 de locuitori din Botoșani, după aproape două săptămâni în care numărul de infectări zilnice a ajuns și la 135. În ultimele 48 de ore, la nivelul județului au fost raportate 160 de cazuri în total. Datele făcute publice de Direcția de Sănătate Publică Botoșani arată că rata de incidență în municipiul Botoșani este de 5,8 la 1000 de locuitori, în scădere totuși față de sâmbătă.